Este o deosebită bucurie ca și astăzi, în cadrul programului nostru Drumul spre Emaus, să călătorim împreună, să medităm împreună, să ne rugăm împreună și cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla este ca pe drumul acesta să ni se adauge singurul străin, pun între ghilimele acest lucru, din locul acelea, cel care întreabă pe cei doi ucenici, discutând dintre ei de ale credinței, despre ce vorbeați între voi. Și astăzi avem onoarea și bucuria să călătorim cu Luiza Spiridon. Cu ea am mai călătorit în diverse ocazii, în concerte, în întâlniri muzicale, dar astăzi vom călători împreună într-un fel de călătorie a credinței noastre. Luiza, bine ai venit în emisiunea noastră. Mulțumesc mult, bine v-am găsit. Ne bucurăm foarte mult că astăzi ați deschis casele voastre pentru cuvântul pe care îl vom citi împreună. Ne întoarcem în același loc familiar din Luca 24 și observăm în versetele 13 și 14 pe cei doi ucenici mergând spre Emaus și discutând despre tot ce se întâmplase. Dar, Luiza, vreau să precizez că atunci când scrie aici despre tot ce se întâmplase, nu era vorba începând de la Betleem până la Golgota, ci era vorba numai de la Golgota. O așa impresie a lăsat asupra sufletelor ce s-a întâmplat prin faptul că era atât de diferit de ceea ce au așteptat ei și de scenariul pe care îl pregătiseră ei în minte, de tot ce învățaseră ei la sinagogă toată viața, de felul cum înțeleseseră Biblia. Era atât de șocant și de diferit încât pur și simplu sufletul lor nu putea să absoarbă așa ceva. Discutau între ei. Tu ai înțeles ceva din tot ce s-a întâmplat? Nu, e ceva care e contrar oricărei așteptări. Au fost multe lucruri, dacă nu cumva totul, cu privire la Mesia și la Iisus, care a fost, totul a fost contrar așteptărilor sau planurilor lor, dar nu într-un așa grad încât să fie insuportabil. Ei se așteptau să vină dintr-o familie împărătească, ei se așteptau să vină cu putere, să vină ca un cuceritor și așa mai departe. Au trecut peste acestea toate. Au rămas șocați să vadă cum nu recunoaște niciun fel de bariere între oameni, cum de fapt propovăduiește o evanghelie care îmbrățișează omenirea. Încet, încet, cu sufletul la gură s-au ținut după el. Și au reușit să absoarbă cât de cât lucrurile acestea, dar Golgota nu. Acolo a înghețat, totul s-a oprit acolo. Lucrul ăsta nu mai are niciun fel de sens. Noi speram că el este marele cuceritor, el va așeza pe Israel într-o poziție favorizată, tot pământul va veni la Israel și el va fi stăpânitorul, el va spulbera stăpânirea romană și se întâmplă că romanii l-au răstignit pe el astăzi. Deci nu mai înțeleg nimic. Și în această neînțelegere a lor, în timp ce mergeau ei pe drum, în versetul 14 spune, 15, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Cum am merge noi pe drum și vezi pe cineva că vine din spate și te ajunge, înseamnă că merge mai repede ca tine, dacă te ajunge, și te aștept să treacă mai departe. Bună ziua și trece mai departe. De această dată, cel care se apropie nu trece mai departe și începe, când se apropie de ei, merge la pas cu ei, cu același pas. Și devine jenant la un moment dat. Te uiți, măi, nene, adică ce se întâmplă? Ori treci, ori stai, ori rămânem noi mai în urmă sau care. Dar el nu, el merge la pas cu ei și când erau ochii lor fiind împiedicați să-l cunoască, el deschide conversația. Ce vorbe sunt astea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Vai de tine! Tu ești singurul străin aici care nu știe ce s-a întâmplat. Păi ori pe cine ai întreba aici? Ar fi știut. Toată lumea știe treaba. S-a uitat triști, adică era un caz fără speranță, pur și simplu, un așa. Tu ești singurul străin. Aș vrea să discutăm cu această ocazie, în lumina acestui capitol, de o însemnătate inepuizabilă, prin faptul că Iisus se apropie și călătorește cu ei, la pas cu ei și pornește discuția de acolo de unde discutau ei, arătându-ne că, de fapt, Dumnezeu nu forțează mersul vieții noastre, ci întotdeauna se coboară, se adaptează, se coboară în vale unde suntem, da. Reia conversația de acolo de unde o luăm noi. Despre ce vorbeați? Despre asta? Hai să vorbim despre treaba asta. Și ei au spus despre ce și acela a fost subiectul. Cum a început în viața ta călătoria credinței tale?
dacă ai putea să cuprinzi în câteva momente, ceea ce nu trebuie să coincidă neapărat cu venirea ta în Biserica Adventistă sau la Biserica Ortodoxă, ci tu ca persoană, ca un copil, cum ai put, de unde a început prima ta izvoarele gândirii tale în materie de credință? Pot să spun că a fost înainte să mă botez chiar. Da. La vârsta de 12 ani am dorit să fiu botezată, dar mi-au spus cei apropiați că ar fi bine să mai aștepți, să te mai dezvolți mental. Ei nu știau că nu au dreptul să vorbească decât în dreptul lor? Dacă trebuie să mai aștepte sau să se mai dezvolte mental? Da, probabil. Dar în acel timp știu că cu mintea mea de copil, așa cum eram, am scris o scrisoare. Uh-huh. Și chiar am scris, dragă Domnule Iisus Hristos. Ai scris o scrisoare, da. Iisus. Asta a fost ziua următoare, pentru că noaptea eu am visat ceva. Și visul acela tot timpul îmi voi aduce aminte de el. Ne poți spune în două cuvinte dacă da. E ceva public? Eram undeva într-o intersecție pe care eu o cunoșteam foarte bine și eram doar eu acolo, persoană, iar toate celelalte erau doar oi. Și ce m-a speriat așa a fost faptul că dintr-o dată am rămas singură și oile nu mai erau. Și acum, chiar de atunci, din acel moment, eu am rămas cu gândul, ce s-a întâmplat? A venit Domnul Iisus și eu nu am fost luată și au fost doar oile. Sau poate că doar eu am rămas din ceilalți care au fost. Chiar și acum este o nedumerire și o nebuloasă pentru mine, nu știu ce a fost acel vis. Dar știu că ziua următoare am scris această scrisoare. Și cu mintea mea de copil, de așa obicei, cum am știut. Sigur, poate nu avem o explicație pentru un astfel de vis, dar avem, ne este clar, impresia pe care a lăsat-o în sufletul nostru. A fost ceva extrem de important. Da. Și mă bucur de lucrul acesta. Lasă deschis, pentru că observi aici, în călătoria aceasta, într-o zi o să ți se alăture cineva și o să zică cum este cu visul ăla. Doamne, nici azi nu știu precis ce ai vrut să-mi spui sau cum este și deodată se va face lumină. Când îți spun aceste cuvinte, îți spun dintr-o profundă experiență personală pe care am trăit-o în absolut același domeniu. Și e bine să, așa cum scrie despre Maria, ea păstra cuvintele acestea în sufletul ei, e bine să păstrezi viu întotdeauna și să nu te grăbești cu înțelesul. Dar păstrează viu mesajul acesta, pentru că el ascunde o valoare pe care o vei primi în clipa în care ai să poți să o porți. Dar mă impresionează foarte mult să aud că ai scris o scrisoare lui Iisus. Sigur, nu ești singura care ai făcut lucrul acesta. Sunt multe ființe pe pământ și nu și-au putut descărca sufletul decât în scris, fie în bucurie sau în suferință sau în nedumerire. Iov spune la un moment dat, aș vrea să mi se scrie cuvintele pe stâncă, să fie săpate în stâncă, ce spun acum, erau atât de profund rupte din sufletul lui. Și spune-ne, ce ai scris lui Iisus? Mai ai scrisoarea? Nu mai am scrisoarea. Cred că atunci când ne-am mutat de la apartament la casă, cred că s-a pierdut pe undeva cu multe alte lucruri. Dar știu că de atunci, asta, chiar lucrul acesta l-am scris în scrisoare, nu știam ce a fost acel vis. Uh-huh. Și bine, și multe altele spuneam că îl iubesc foarte mult și că mă bucur că părinții mei au venit în această... Să înțeleg că, deci, după cum mi-ai spus, tata a fost primul care a deschis drumul. Da, îi plăcea foarte mult să citească, să studieze, uh-huh. Și începuse să studieze Biblia. Cam Biserica Adventistă i s-a părut că este cea care ține tot ceea ce ar trebui, uh-huh, scris, ceea ce scrie în Biblie. Și el a venit primul în anul 2000. A întâmpinat rezistență în familie din partea mamei? Sau? Da, din partea bunicilor, din partea părinților lui, foarte, uh-huh, multe. Știu că eram puțin traumatizați când mergeam acolo, tot timpul nu... Prima dată când a mers, după ce s-au botezat, i-au închis poarta și nu l-au lăsat să intre. Și multe alte lucruri care nu o să le menționez. Dar el a mers mai departe. Nu este nimeni adventist de la el din familie, dar nu a fost acceptat. Nu știu, nici până acum nu înțeleg de ce unii oameni nu acceptă atunci când
vezi pe un om că se dezvoltă frumos și începe să fie alt om, mai bun, de ce te pui împotriva lui? Adică el s-a schimbat foarte mult după asta. Da. Sunt ferm convins. Niciun om care a venit în legătură cu Iisus prin Evanghelie n-a putut să rămână același om. Și niciun om care a venit în legătură cu Iisus nu s-a transformat în ceva mai rău ca un om să aibă într-adevăr motive. Uite în ce situație ai ajuns. Pe când acum am văzut într-o împrejurare un alcoolic care a fost toată viața ruinat pur și simplu de alcoolism. Când a citit Evanghelia și a cunoscut pe Mântuitorul, deodată s-a schimbat viața lui. După peste 60 de ani de decădere teribilă în domeniul acesta, aproape era dezumanizat ca ființă. Când a cunoscut Evanghelia, literalmente s-a născut din nou, s-a regenerat, a întinerit, s-a schimbat totul, s-a schimbat privirea, s-a schimbat fața lui. Crezi că lucrul ăsta a stârnit mari îngrijorări, vreau să pun în ghilimele, și chiar atacuri din partea unor oameni? Și cineva îi spune, cum a fost posibil să faci așa ceva? Și el zâmbea și zice, 60 de ani m-am distrus pe mine însumi. M-au adus cu căruța după drum, am căzut peste balustradă la cofetărie, am căzut cu capul de beton, mort de beat. De atâtea ori m-au adus mort acasă și am fost să mă neg și câte altele. N-a interesat pe nimeni niciodată de lucrul acesta. Iar acum, când trec treaz pe drum și când mi-a oferit băutură pe gratis, doar voi bea, acum oamenii sunt îngrijorați de mine și chiar fețe bisericești au fost foarte îngrijorate de situația dumnealui. În loc să se bucure pentru el. Și a spus că ar trebui făcută o predică a fiului risipitor, care a plecat de acasă. Acasă ce însemna? Felul de viață care a fost înainte. Și îți spun asta și discutăm între noi cu această ocazie în prezența Mântuitorului nostru, ca să înțelegi că de fapt nu este un fenomen local sau întâmplarea tatălui tău, ci este aproape general. Da. Dar sufletul meu, încerc să înțeleg pe tatăl meu care mi-a spus că m-a dezmoștenit în noaptea aceea când ploua și turna afară de nu puteai să... Nu ai fi scos un câine afară din casă și el mi-a spus mie, în clipa aceasta trebuie să pleci, nu mai aparții la familie aici. Și bineînțeles că am plecat. Și vreau să spun că în spatele unei astfel de atitudini există de fapt o profundă grijă, dragoste, durere. Ai noștri, în jurul nostru, nu privesc la schimbarea vieții noastre. Aceasta nu are nicio importanță pentru ei. Ei privesc la tradiția lor, la singura lor tradiție, despre care li s-a spus că aceasta îi mântuiește. Acum e o zi că se construiește în București Catedrala Mântuirii Neamului. Adică neamul poate fi mântuit prin mijlocirea acestei catedrale sau... Sigur, noțiunea e puțin mai largă, ar fi discutabilă și probabil că are în ea largă doză de naționalism sau alte aspecte, dar e legată și de acest lucru al mântuirii unui om. Și pe motivul ăsta părinții au fost așa de supărați și când i-au închis poarta, nu i-au închis poarta din ură, ci din durere. Au vrut să-i spună cât de mult îi doare și că ei cred că el s-a pierdut și n-au observat nimic schimbarea în bine. Aceasta nu are nicio valoare atâta timp cât ea, cât un om nu este ceea ce a fost toată lumea din totdeauna și a mers pe aceleași șanțuri. Da. Cum a răspuns mama ta și ce a însemnat pentru voi, în familie? Mami este o femeie foarte bună și a început să se adapteze. Oricum, ea se ruga cu noi dimineața și seara, chiar dacă nu eram în credința adventistă, eram ortodoxi, dar ea făcea lucrul ăsta de fiecare dată, spre deosebire de tatăl meu. Ea a acceptat, chiar s-a botezat mai târziu. Apoi, în anul 2005, am spus că trebuie să fac pasul acesta și eu. M-am botezat împreună cu fratele meu. Pe 12 martie 2005. Prima dată ai atentat lucrul ăsta la 12 ani. Da. Și nu s-a putut din cauza prejudecăților oamenilor de împrejmă. Și pe aceștia nu-i condamnăm. Oamenii aceștia au acționat după cea mai bună lumina lor de la data aceea. Dar lucrul ăsta nu este justificat. E cu un risc. E cu risc mare. Se știe când acel om va mai dori să facă acest pas. Da. Și ce vârstă aveai acum când te-ai botezat? 17 ani. Acum aveai 17 ani.
Știai că în jurul acestei vârste se produc marile decizii, marile transformări în viață, în specia umană? Deci ființa umană la vârsta aceasta trece printr-un fel de placă turnantă și acolo, 17-18 ani, se produc cele mai multe schimbări de direcție în viață. Și nu întâmplător, tot la 17 ani am venit la credință, am aflat după aceea. Și am rămas uimit să constat că, de fapt, drumurile multora dintre cei care și-au predat viața lui Dumnezeu au luat o direcție diferită la această vârstă. Sunt o serie de transformări în ființa noastră cu această ocazie. Și ai primit credința și ai primit botezul. Da. Vrei să spui că te-ai botezat, nu ai fost botezată. Că da. Fusesești botezată de cineva, dar nu te botezasești. Nu, în nu. Biblie spune cine va crede și se va boteza. Nu va fi botezat. Da, da. E diferență mare. Adică răspunderea era asupra ta. Da. Și tu ai venit și ai încheiat acest legământ cu Dumnezeu care constă într-o promisiune a lui Dumnezeu, unilaterală de fapt, că El devine tatăl tău și tu ți-ai încredințat viața Lui și ești copilul Lui prin adopție, prin credința ta în Domnul Iisus Hristos. Dar nu ai făcut lucrul ăsta prin tradiția generală, ci printr-o decizie personală. Da, și o dorință și o voință mea. Da, și a avut repercursiuni în viață lucrul ăsta? Cu școală, cu servici, cu probleme? Da, eu am ales deja la sfârșitul clasei a 8-a a trebuit să aleg ce voi face. Uh-huh. Dacă voi merge pe muzică populară sau pe canto clasic. Uh-huh. Și până la urmă am zis să merg pe canto clasic pentru că deja începusem să cânt în biserică. Cred că sunt sigură de fapt că Dumnezeu a știut drumul meu și a spus, hai să o ajut puțin pe Luiza să mai întâi să cunoască biserica și apoi să ia decizia. Da. Așa a fost cel mai ușor. Da, citeam de unde zic că Dumnezeu este deja acolo unde o să ajungem noi. Da. Da. Și El era, știe drumul. El era în acest lucru. Ce face Dumnezeu? El nu te influențează niciodată în alegerea ta, dar El îți dă întotdeauna datele exacte ale unei probleme. Tu când alegi, sub călăuzirea lui Dumnezeu, alegi în cunoștință de cauză. Ți-am așezat înainte și una și alta și acum te sfătuiesc ca să alegi. Ca într-o intersecție. Exact, ca într-o să alegi pe unde vrei să mergi. Da, mă bucur. Mă bucur foarte mult. Și ai început să studiez canto clasic. Da, am început să studiez canto clasic, care m-a ajutat foarte mult, dar cel mai mult cred că m-a ajutat cântat în biserică. Pentru că făcând asta, nu știu de ce chiar mă uitam la colegii mei. Atunci când cânți în biserică, poți să ai mai multe emoții, să transmiți mai mult și când știi că este și cineva deasupra care ascultă, parcă te dezvoltă mult mai mult. Atunci când mă duceam la școală, deja cam știam ce am de făcut. Adică eram deja învățată cu emoțiile, nu erau aceleași emoții, pentru că chiar avem diferite emoții, dar știam cum ar trebui să cânt, cum ar trebui să sune totul, cum ar trebui să nu forțez, pentru că vocea umană este lucru, de fapt, corzile vocale sunt cele care te ajută să cânti și sunt foarte sensibile. Și dacă noi le forțăm și nu cântăm natural, s-ar putea să avem probleme odată și odată cu ele. Și cred că Dumnezeu știe, atunci când suntem în biserică nu poți să țipi la Domnul. Ce frumos și important lucru ai spus. Voi, artiștii, trebuie în primul și în primul rând să trăiești. Tu trebuie să trăiești ceea ce cânți. Da, așa este. Tu nu poți să reciți. Tu pentru nu că poți ai niște cuvinte și o melodie. Tu citești într-o carte cu coperți roșii în China și să le spui la alții ce a zis Mao Zedong. No, tu rupi din sufletul tău și e una să cânți muzică populară despre nunțile noastre, mormântările noastre, suferințele noastre. Admir imens această muzică și o ascult cu mult mai multă atenție decât am ascultat-o vreodată și încerc să simt pulsul poporului nostru când ascult lucrul acesta. E una să cânți aceste teme care sunt ale noastre omenești de fiecare zi, plecarea de acasă sau câte alte aspecte. Și ce să zic, în părțile voastre acolo e o tradiție serioasă în muzica populară. O ascult pe Maria Lătărețu și am citit istoria și viața și mi-am dat seama
ce lucru incredibil și alte mari nume și valori care s-au ridicat din zona voastră de acolo. E ceva, apa sau solum, dar nu știu, care vă favorizează și mă bucur că este așa. Dar când e vorba să cântăm despre Dumnezeu, deja ne atingem de o altă lume. Așa, și în clipa în care cânți despre Dumnezeu, așa cum ai spus, tu stai de vorbă cu Dumnezeu. Chiar și mie care predic cuvântul, nu pot să cânt. Mă bucur mult când te au pe tine cântând și pe cei care au darul acesta frumos. Când predic cuvântul, trebuie să mă asigur când stau în spatele acestui amvon că lucrul pe care îl spun este parte din viața mea. Și sunt conștient, altfel nu mă va ajuta Dumnezeu niciodată să spun un cuvânt care să poată să meargă la inima cuiva dacă acesta e vorbă goală. Pavel spune în 1 Corinteni, nu sunt decât o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, dacă lucrul ăsta nu este rupt din viața mea. Da, este o responsabilitate foarte mare. E foarte important. Chiar mă gândeam, atunci când cânti, versurile pe care le cânti ar trebui să fie adevărate. Da. Adică nu poți să spui și să-L minți pe Domnul, să-I spui altceva. Doamne, îți dau inima mea și Tu, de fapt, nu dai nimic. Știi, și față de oameni. Dacă acest cântec, cuvântul pe care tu-l cânti, nu corespunde cu ceea ce simte în adevăr sufletul tău, frecvența sau puterea, nu, rezonanța, nu am idee despre ce este vorba, dar în orice caz e diferită, total diferită. Într-un fel spui un lucru când este rupt din viața și experiența ta, ca femeia la fântână, care îl ascultă pe Iisus și după aceea merge în cetate și în ciuda lipsei ei totale de reputație, vorbește cu așa convingere încât a câștigat un oraș întreg. Da. Și oamenii i-au spus la urmă, acum nu mai credem din cauza cuvintelor tale. Însemnează că ei au crezut inițial din cauza cuvintelor ei. Dar de ce a avut așa putere cuvintele ei? Pentru că ele erau într-adevăr rupte din suflet. Și așa este și aici. Cântând la biserică, nu se compară cu niciun fel de universitate, de conservator, de scenă, de concert, orice alt loc în lume, e legat mai mult sau mai puțin de ideea de profesional. Biserica este legată de ideea de autenticitate. Tu trebuie să fii ceea ce cânți, ca muzica ta să atingă și să transforme sufletul care este lângă tine. S-a demonstrat prin prea multe exemple lucrul acesta ca să se îndoiască cineva de el. Spune-ne câteva cuvinte despre drumul credinței tale. Ai avut momente în care te-ai oprit să te întrebi, să încerci să înțelegi unele lucruri, te-ai lovit ca de perete și nu ai înțeles, sau ai avut momente de ezitare, ai trecut prin astfel de situații? Aminte să fi trecut prin ceva izbitor așa, care să mă trezească probabil mai bine, dar chiar vorbeam cu soțul meu acum 2 ani, am trecut printr-o perioadă, am avut o boală și chiar atunci ne-am pus problema, măi, noi ce facem? Adică alergam atât de mult unde eram invitați în timpul săptămânii, în weekend, atât de mult încât noi nu mai aveam timp pentru noi, pentru familia noastră, pentru dezvoltarea noastră personală, și studiul nu mai exista, adică foarte puțin. Am spus, trebuie să ne oprim, trebuie să lucrăm și pentru noi, pentru că Domnul nu spune, mergeți doar pentru ceilalți. Domnul spune, mai întâi eu, familia mea, și apoi poți să spui și altora, nu poți să spui o minciună celorlalți. Și cred că atunci a fost un moment. E foarte, foarte frumos ce spui și important. Cred că seamănă cu momentul acesta. Într-o suferință de acest fel, indiferent dacă este vorba de o boală sau dacă este vorba de o pierdere sau dacă este vorba de un eșec în viață, nu are importanță. Dar într-un astfel de moment de răstriște, am spune noi, datele, dimensiunile lucrurilor se schimbă imediat. Ajungi și vezi viața cu alți ochi, cu care n-ai văzut-o până atunci. Și așa cum este în natură, numai de pe vârful unui munte vezi o anumită perspectivă sau dintr-un anumit unghi când privești ceva, tot la fel este aici. Cu ce ochi ai văzut pe Domnul în timpul suferinței tale? S-a schimbat perspectiva, nu mai era Luiza care mergea peste tot și care răspunde, te-ai gândit că deja lucrurile încep să fie privite într-un alt spectru, încep să aibă limite, numai, trebuie să te oprești să te gândești la tine, deja ai început să te gândești la tine. În clipa aceea.
cum ai simțit tu, care a fost legătura ta cu Domnul? Vreau să te întreb de domeniul credinței tale. A căpătat o altă nuanță, o altă valoare, o perspectivă diferită? Da, automat. Automat, deci. Automat, atunci când e o decizie, trebuie să schimbe ceva, altfel nu poți lua acea decizie. Nu, vreau să te întreb, deci, în legătura ta personală cu Domnul, când lucrăm toată ziua, bună ziua, ne înțelegem din priviri, salut, sunt ocupat, alergăm, nu știu ce, când ne oprim și stăm pe pat și analizele sunt așa sau cu tare așa, s-a schimbat ritmul și atunci discutăm... Atunci încep să te rogi mai mult, da. Să studiezi mai mult, să te gândești la ceea ce a fost viața ta până în acel moment și ceea ce ar trebui să se schimbe în continuare, pentru că nu poți să mergi în același pas și în același ritm tot timpul. Trebuie să schimbi ceva. Odată trebuie să alergi, odată trebuie să mergi și tot așa. Dar chiar am simțit că s-a făcut o schimbare. Cred că pot să asemăn puțin schimbarea la botez. Atunci când m-am botezat, am simțit că am fost atât de curățită. Poți să te speli pe mâini cu orice ai vrea să te speli, dar după botez atunci am simțit că sunt altă persoană și atât de ușoară. Nu a fost chiar acea senzație de curățire, dar mental a fost cam aceeași. Și cred că pentru mine a fost foarte bine că am stat, m-am oprit puțin pe genunchi și... Da. A fost ca un fel de naștere din nou. De altfel, acestea sunt etapele creșterii noastre în credință. Ca o coardă de viță de vie. Primăvara o tai de la bază. Avea 2-3 metri crescuse, dar o tai de la bază din nou. Și spune în Biblie, pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Din nou crește și din nou rodește. Și dacă ar fi lăsat așa să crească, devine neroditoare și se usucă. Intră boală filoxeră în ea și din clipa aia a murit. Și așa intră în sufletul nostru. Și din timp în timp trăim această experiență. Interesant că în Evanghelia după Ioan spune că mlădița care rodește este tăiată. Pe aceasta el o curățește și aduce și mai multă roadă. Și când privești tăierea aceasta, parcă vezi totul redus la zero, pur și simplu. Și ai simțământul unui eșec, unei pierderi, unui sfârșit, care de fapt este un alt foarte frumos început. Ce să spun, noi aici la Jesus Market și în adunarea noastră am observat în viața ta când ai venit. Ești foarte cunoscut de toată lumea de aici și ascultată. Dar când ai venit aici, oamenii au observat în viața ta un grad mai înalt de maturitate, o mai multă dedicare muzicii pe care o iubești. Deci s-a observat de la distanță că s-a întâmplat ceva. N-am știut că ai trecut pe aici, n-am știut asta, dar vreau să spun că asupra ta a avut un impact pozitiv. Aici arată în acest capitol că se apropie Iisus și intră în aceeași conversație cu ei, merge în același pas cu el. Ai simțit că în dialogul tău cu Dumnezeu ești înțeleasă? Ai cazul tău, poți să... Pentru că sunt persoane care se consideră neînțelese și abandonate, uitate, pierdute, pur și simplu, suferă teribil. Unii suferă naufragiu într-o situație. Este destul de riscant lucrul acesta. Ai simțit că ești înțeleasă? Ai crezut că Dumnezeu poate să transforme în ceva bun și frumos, chiar ceea ce... Nu? Da, eu am crezut asta, pentru că atunci când știi că Dumnezeu este alături de tine și când poți să citești din Biblie și sunt atât de multe făgăduințe, că nu poți să rămâi cu gândul Dumnezeu nu este alături de noi. Chiar dacă aduce, nu știu, îngăduie să se întâmple orice cu noi, El sigur are planul Lui. Poate că nu, în momentul acela noi nu vedem, dar... Sigur nu. Dar da, dar trebuie să gândim pozitiv tot timpul, pentru că chiar și într-o boală sau în orice lucru, dacă gândești pozitiv, altfel totuși, te recapeți. Totuși, gândirea pozitivă are un motiv pentru care există. Trebuie te rezemi pe cineva sau pe ceva pentru care altfel, într-o criză ca aceasta, Maria, în dimineața învierii, este cu ochii plini de lacrimi, stă de vorbă cu Iisus, dar nu are idee cu cine stă de vorbă. Ea crede că este grădinarul și
ea este atât de supărată, domne, spune-mi unde l-ai pus, vreau să... Da. Și riscăm, deci, într-o astfel de experiență, datorită suferinței sau datorită mediului care se creează în jurul nostru, care e destul de negativ, de cele mai multe ori oamenii percep suferința ca o pedeapsă, chiar cel ce suferă are tendința să caute o explicație pentru suferința lui. Nu i-o atribuie lui Dumnezeu din motive de politeță față de Dumnezeu sau de tradiție, că Dumnezeu nu face rele oamenilor, dar el se întreabă pe sine, unde am greșit, ce am făcut, e ceva undeva care m-a făcut vinovat și atunci își dea până viața și poate asta și poate asta și poate cealaltă. Și până la urmă ajunge la pace cu sufletul lui datorită faptului că în conversația aceasta a omului cu trecutul lui, cu sufletul lui, cu mediul din jurul lui, în conversația aceasta se alătură Iisus. Și deodată, din ceea ce părea o conversație fără sens și a descurajării și a disperării, a lipsii de direcție, oamenii ăștia nu mai au trecut pentru că totul s-a terminat odată cu... Nu au niciun fel de viitor, pentru că știi ce s-a întâmplat, Iisus a fost răstignit și sunt în mijlocul pustiului fără niciun fel de orientare. Și când Iisus apare, este cum ar apărea steaua nordului și îți dai seama că mergeai în direcția opusă sau imediat te-ai și orientat, îți dai seama în ce direcție mergi, totul capătă valori noi. Da, asta îmi place la Domnul Iisus. El niciodată nu este acolo atunci când tu nu ai nevoie de el. Mhm. Adică ei chiar mergeau și nu știau încotro să meargă și chiar atunci Domnul Iisus se alătură lor, cumva să îi ajute să-și dea seama unde ar trebui să fie în acel moment. Cât de greșit putem să înțelegem noi? Noi credem că Dumnezeu este numai cu aceia care știu unde merg, care au totul clar, care au... Tocmai cu ceilalți. Se întâmplă că tocmai cu ceilalți. Cei care știau de toate erau singuri acolo și repetau ritualurile lor și cei care erau dezorientați total. Dumnezeu este cu omul dezorientat, deci sunt cu omul zdrobit și zmerit. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul acesta. Când Mântuitorul a spus, eu sunt lumina lumii, aceasta nu se referă la lumină electrică, ci se referă la întunericul din suflet. Când coboară întunericul acesta în suflet, el nu poate fi biruit la un moment dat decât de lumina lumii. Și dacă această lumină există în sufletul nostru, oricât ar lupta întunericul suferinței sau al pierderii sau al morții sau asta, Evanghelia după Ioan spune întunericul, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a biruit-o. Atât de mult mi-a plăcut inscripția aceasta pe frontispiciul unei biserici valdense în Italia. Lux lucet in tenebris, lumina luminează în întuneric și am știut partea a doua versetului, dar întunericul nu a biruit-o. Ce frumos! Noi ieșim din ceea ce ar tinde să fie destructiv în viața noastră, descurajator, ieșim de acolo întărit sufletește. Și se adună uriașe grămezi de întrebări într-o situație. Poate acum când noi vorbim, cineva urmărește această emisiune în niște dureri teribile. Și se întreabă unde este Dumnezeu. Și întrebarea aceasta are ecou, mai ales la cei din jur. Uite, dacă, cum îi spuneau Mântuitorului, păi dacă te iubește Dumnezeu, să te dea jos de acolo sau dă-te jos de acolo sau într-o astfel de situație. Tocmai acolo, tocmai când lucrurile tind să curbeze și sau să deformeze, să distrugă sufletul, tocmai aceste lucruri sunt îndreptate spre ridicarea sufletului, că oricine a trecut printr-o astfel de stare devine imunizat cumva, devine întărit și îi spune altuia, eu am fost pe acolo, eu știu despre ce este vorba. Dar revin la afirmația aceasta, Domnul Iisus Hristos este cu cel dezorientat. Da. Nu este cu cel care e sigur, foarte bine ai spus, când ești sigur pe tine și nu duc lipsă de nimic, este clar că Iisus este afară, nu e înăuntru, nu are niciun loc, este afară și bate la ușă de afară. Îmi place foarte mult un text care este în Biblie, este textul meu preferat. Se găsește în Ieremia 33:3, care spune, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Adică atunci când îl chem pe Domnul Iisus, el sigur va fi acolo și sigur îți va spune ceea ce tu nu înțelegi și îți va desluși.
Ai auzit probabil proverbul acesta că mama cu pruncul, deci care crește copilul, aude pisica trecând pe gard, deci ea este, are o ureche muzicală mult mai ascuțită decât orice fel de ființă umană. Și Biblia întreabă dacă voi, care sunteți oameni răi, născuți în păcat, sunteți așa de sensibili la orice scâncet al copilului vostru și auzi pisica cum trece pe gard sau ceva de felul acesta, dacă voi sunteți așa, cum puteți să credeți că s-ar putea ridica în sufletul vostru îndoieli, frământări? Cineva ar putea să cadă într-o ceață ca aceasta cu totală dezorientare, nu știu încotro să mai merg, nu știu ce să mai fac, mă simt pierdut, și Dumnezeu să rămână pasiv la așa ceva. Nu. Zice, iată cu cine sunt eu. Locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit la inimă ca să ridic duhurile acestea. Și e destul să-ți îndrepți ochii spre Dumnezeu. De curând am fost solicitat de biserica din Atlanta, de aici, de cealaltă, sunt două biserici adventiste aici și am fost invitat, am vorbit la biserica de la sud și m-au solicitat să spun rugăciune pentru o doamnă, pentru o creștină care era pe patul de moarte. Și m-am rugat, am spus amin și am plecat. Nu la mult timp după m-a abordat cineva și mi-a spus, domnule, am fost foarte atent la lucrurile care te-ai rugat. Așa ceva trebuie să ceri. Foarte înțelept ai spus acolo. E că eu nu știu dacă a fost înțelept. Eu am spus exact ce am avut în sufletul meu. Și anume am cerut pentru femeia aceasta, nu viața sau moartea. Acestea sunt detalii, vorba lui Einstein. Nu acest lucru am cerut. Ce am cerut lucrul suprem și am zis, Doamne, manifestă prezența Ta acolo. Indiferent ce însemnează lucrul acesta. Dacă prezența Ta se manifestă, din clipa aceea omul se dezarmează și o claie de întrebări pe care le avem la un moment dat, de ce și cum și cât și cum și de ce altul nu și de ce tocmai eu, o claie de întrebări. În clipa când ai văzut, ai întâlnit pe Domnul sau ți-ai dat seama de prezența Lui, toate întrebările acestea dispar. Da, eu cred că noi suntem precum niște copii. De multe ori vezi copii pe la 2-3 ani care încep să pună întrebări. De ce? De ce? De ce? Da. Noi suntem niște copii, numai că nu rostim cu voce tare, doar în mintea noastră. Oare de ce a făcut Domnul asta sau de ce? Da. Toate întrebările care le aveau acești ucenici și toate întrebările teologice pe care le putea avea unul ca Pavel, care studiază și filozofia și teologia și ebraică și toate, era... spune, el era mai înaintat în cunoștință decât toți din generația mea. El nu a fost un om de rând. Despre el s-a scris că dacă omul ăsta nu îmbrățișa credința creștină, ar fi fost poate cel mai mare filozof al tuturor timpurilor. Aș vrea să spun invers, dacă nu îmbrățișa credința creștină, era nimic. Dar dacă ceva a făcut din el cineva, aceasta este tocmai credința în Domnul Hristos. Dar imaginează-ți că un om ca acesta, câte întrebări a putut să aibă el? Citim literal în Iov munți de întrebări, tot felul de întrebări. Până când durează aceasta? Până în clipa în care un om se întâlnește cu Domnul Hristos în realitate. În clipa în care Pavel s-a întâlnit cu Iisus, în clipa în care Iov s-a întâlnit cu Iisus, în clipa în care tu și cu mine și cu noi toți care suntem aici îl vom vedea pe Domnul, Biblia spune, în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Absolut nimic. Te-am văzut, spune Iov, nu m-am nimic de întrebat, mi-am pus mâna la gură, am terminat tot. Unul ca tine nu poate fi întrebat, nu trebuie să fie întrebat. Unul ca tine știe ce face, unul ca tine care iubește pe om în felul acesta, îi dă asigurarea că nu există un bine deasupra binelui pe care ți-l vrea Dumnezeu ție și ca atare toate întrebările și frământările și zbuciumul totul tace. Și privește la acești ucenici, câte frământări au ei. Frate, cum o fi așa? Cum rămâne cu predicile care le-a ținut Iisus? Dar cum rămâne cu minunile pe care le-a făcut? Și ai văzut intrarea în Ierusalim și câte situații ca acestea au fost? Cum rămâne cu toate acestea? O grămadă de întrebări. Frate, de aici încolo unde o să mai mergem? Unde o să plecăm? Înapoi la sinagogă nu mai avem niciun loc. Noi deja am mers după Iisus. Nu e drum de întoarcere înapoi. Înainte ca să fim creștini, iar nu e niciun drum pentru că el a fost răstignit. Ba, încă am auzit niște femei ale noastre care ar fi văzut o vedenie de înger. Deci credința este zero la ei atunci. Nu există nimic în mintea lor. Niște oameni ca aceștia, într-o situație de genul acesta,
când își dau seama că acesta este Iisus, trăiesc această totală confirmare, convingere, să uită înapoi și spun cum de nu mi-a ars sufletul în mine, nu mi-am dat seama cât de aproape a putut să fie, cum a mers Domnul cu noi pe drum. E ceva care, de fapt, se reeditează la nivelul fiecarei ființe umane. M-am bucurat foarte mult să te avem astăzi aici și mă bucur că mai avem un sfert de oră la dispoziție, pentru că perspectiva credinței este absolut unică în dreptul fiecarei persoane. Și întotdeauna m-a interesat mult cum a fost la trecătoarea aceea, cum a fost la strâmtoarea aceea, pentru că vine în viață noaptea strâmtorării, vine în viața unui om într-un fel sau altul, în care cea mai gravă problemă este îndoiala cu privire la iubirea lui Dumnezeu. În clipa în care șarpele acesta pătrunde în suflet, deja totul moare, totul se otrăvește. În clipa când un om abandonează ideea că este iubit de Dumnezeu. Ți-a trecut prin minte gândul ăsta vreodată? Poate că la început, puțin așa, ca o strofulgerare, m-am gândit că de ce la mine? Da. Adică nu puteam explica lucrul ăsta. Dar apoi m-am învățat cu gândul și am spus, este voia Domnului. De cine sunt eu să mă pun împotriva voii Lui? Trebuie... Na, a fost puțin greu, dar am trecut peste și acum îi mulțumesc Domnului că suntem bine. Și mă bucur să aud acest lucru. Și mă bucur și de ceea ce îmi spui că în clipa aceea te-ai gândit ca oricare dintre noi care am fi în aceeași situație, este ceva legat de mine ca persoană pentru situația în care sunt și n-ai primit nicio explicație, bineînțeles. Da. Dar ai primit în suflet convingerea pe care o dă prezența manifestată a lui Dumnezeu. Când îl simțim pe Dumnezeu, când credem din toată inima în El, nu am motive să mă îndoiesc nici pe marginea mormântului, nici pe patul spitalului, nici pe ușile tribunalului, nici pe drumul care duce la condamnare la moarte. Deci, indiferent ce ar fi la mijloc, indiferent ce mi-a spus doctorul, eram într-o casă și o doamnă în plinătatea vieții, care mi-a spus, zice, mă duc până în oraș imediat, vreau să cumpăr ceva. Lucram la dânsa în casă, zice, vreau să cumpăr ceva de la piață, dau pe la spital, iau niște analize care le am eu și vreau să facem o masă, abia aștept să venim acasă să facem o masă. Așa. Când a intrat pe ușa această doamnă, era voinică, fizic așa și perfect sănătoasă, n-ai fi gândit vreodată, când a intrat pe ușă această doamnă, n-am mai văzut față ca aceea decât la mamele din Norvegia cărora le-au fost luate copiii. Deci acolo am mai văzut expresia feței de acel fel. Când a intrat pe ușă odată și am văzut fața aceea, e o altă fizionomie. Și s-a uitat la mine și a țipat la mine. Frate, Nicu, a zis, mai am de trăit 3 luni. Și am spus, ce vorba e asta? Zic, cum poți să spui? Mai am de trăit și nici 3 luni n-a trăit. Analiza pe care o luat-o de la spital, i-a spus, uite, că așa e aici în America. Ei discută cu tine, contează pe maturitatea ta, foarte serios, și spun, uite, vreau să știi adevărul despre tine. Ești aici, afară de cazul că Dumnezeu va devia cursul vieții într-o altă direcție. Nu. Și în loc de masa asta bogată, care am zis noi, și de bucurie și de altele, a plecat o femeie plină de viață, care avea planuri pe nu știu câți ani, și s-a întors înapoi, o ființă complet dezolată care a strigat din pragul ușii, mai am 3 luni de trăit. Asta e tot. Într-o astfel de situație, și așa mi-a fost viața, am trecut pe lângă nenumărați oameni în această situație, imediat în sufletul meu am țipat la Dumnezeu, sai, Doamne, sai, înfige mâna în ea, prinde-o, femeia asta se scufundă, prinde-o, Doamne. Și nu găseam cuvintele, nu știam din ce direcție să vin. Dar am fost uimit să văd cum acest corp care s-a degradat atât de repede a murit în niște condiții groaznice, absolut inumane, de nedescris. Această ființă păstrează și ridică deasupra oricăror altor credință ei în Dumnezeu. Lucrul acesta nu se îmbolnăvește. S-a îmbolnăvit corpul, s-a degradat până la insuportabil, dar nu credința nu s-a îmbolnăvit de fel.
Dimpotrivă, de fiecare dată nu mai poate vorbi, dar poate strânge mâna la rugăciune cu fermitate, poate să comunice, cred, din adâncul sufletului. Și ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost că ea avea adâncă, profundă convingere că Dumnezeu înțelege atât de bine. Odată ne-am strâns și noi la biserică acolo să ne rugăm pentru dumnea ei și după rugăciune, a fost ultima dată când am fost dumnea ei în public, după rugăciune dânsa a spus, zice, vă mulțumesc că v-ați rugat, dar nu știți să vă rugați, nu știți să vă rugați, zice, nu, nici nu înțelegeți despre ce vorbiți, vă rugați așa, dar nu înțelegeți despre ce vorbiți. Zice, ar trebui să auziți un bolnav de cancer care se roagă pentru un alt bolnav de cancer, să vedeți cum se roagă omul ăla. Zice, eu am auzit rugăciunea asta la spital, când am fost, se rugau un bolnav de cancer pentru alt bolnav de cancer. Aceea era rugăciune. Zice, da, închipuieți, Domnul. Închipuieți când Dumnezeu înțelege nu numai boala și suferința, Dumnezeu înțelege reacțiile sufletului. Răspunsul acesta. Deci am observat puterea inimaginabilă a credinței ei în Dumnezeu care se ridică deasupra acestei situații. Observ că în ciuda acestui eșec răsunător în care Iisus, declarat Fiul lui Dumnezeu, declarat Mântuitorul Lumii, moare la rând cu doi hoți. Deci e un eșec incalculabil. Și mai ales o rușine pentru ei. Și rușine, dar contrastul inimaginabil. Tâlharii ăștia nu au spus că sunt Mântuitorii Lumii sau că sunt Fiul lui Dumnezeu. Erau doi hoți. Unul a spus, zice, e corect ce se întâmplă. Ca el care a spus aceste lucruri să moară în acest fel, e vorba de un cutremur al credinței în care nu știu dacă mai rămâne vreun edificiu în picioare din tot ce... De un așa grad este acest cutremur că nu mai rămâne piatră pe piatră. Și totuși observă că ucenicii care nu au nicio explicație, așa cum cineva care ne ascultă astăzi nu are nicio explicație pentru ce se întâmplă, ei nu mai au niciun fel de explicație, nu mai au niciun fel de trecut pentru că tot trecutul lor a murit la Golgota și nu mai au niciun fel de viitor. Acesta s-a sfârșit odată cu Iisus. E, cu toate astea, ei nu se pot depărta de locul ăla. Nu au explicație, nu înțeleg ce se întâmplă, dar simt că e singurul loc în care ar putea trăi. Și în ciuda faptului că au trecut pe aici și răstignirea lui Iisus a fost de așa natură încât avea obiectivul sau menirea să distrugă credința celor care credeau în el. De aceea a fost așa oribilă, încât cei care văd să nu mai creadă niciodată. S-a întâmplat că oamenii aceștia n-au putut să depășească ceva care era în adâncul sufletului lor. Nu înțeleg, nu am nicio explicație, dar nici nu mă pot depărta de locul acesta. Deci sunt... Și ei continuă să converseze în același loc, așteptând parcă și strigând sufletul lor, strigând la Dumnezeu după lumină. Doamne, scoate-ne din ceața aceasta groaznică în care... Ce fel de simțăminte înconjură un om într-o situație ca aceasta, când nu mai este într-adevăr nicio explicație? Eu am fost lângă oameni la patul cărora n-am avut niciun fel de predică de spus, deci nu știu ce pot să spun într-o astfel de situație. Am fost atât de zdrobit și mi s-a întâmplat ceva odată, încercând și căutând niște cuvinte pe care vroiam să le spun unei mame al cărei singur băiat a murit într-un accident groaznic și a rămas doi nepoți și așa. Ce cuvinte aș putea să spun? N-am găsit nimic de spus, m-am dus acolo și m-am uitat cum s-a întors dumnea ei spre mine și dumnea ei mi-a predicat în acea situație. Și m-a învățat ceva care am să duc cu mine, cu ajutorul lui Dumnezeu, cât timp îmi va bate inima în suflet. Mi-a spus în concluzie, Nicușor, trebuie să primim binele de la Dumnezeu pentru timpul pe care Dumnezeu ni-l dă. Mi l-a dat 24 de ani. Asta este hotarul astăzi. Se oprește aici, se încheie. Dumnezeu e tot acolo. Dumnezeu e același. Nu se schimbase nimic în legătura dintre ea și Dumnezeu, în ciuda faptului că se schimbase complet peisajul în familie. Și vreau să, apropiindu-ne de încheiere, suntem în ultimele 6 minute, aș vrea să discutăm de clipa aceasta în care ochii lor împiedicați să-L cunoască atunci, nu împiedicați de Iisus. Ce greșit se înțelege? Erau împiedicați de prejudecățile lor. El știa pe Iisus în mormânt.
Și când îl știi pe cineva într-un alt oraș, chiar dacă îl vezi lângă tine, nu... Da, când am citit și eu tot la asta, mă gândeam de ce să fie. Da. Nu, e împiedicat să... ochii noștri ei sunt... singuri. Da, ochii noștri sunt orbiți de propriile noastre prejudecăți, de propria noastră înțelegere și așa mai departe. Aceiași ochi, care acum erau împiedicați de prejudecată, în clipa în care au văzut mâinile lui binecuvântând masa aceea pe care au întins-o la ei acasă, când au auzit cuvintele lui, odată s-a trezit sufletul în ei, Biblia spune, Iisus s-a făcut nevăzut în clipa aceea, iar ei și-au dat seama că a fost Mântuitorul și au spus, cum nu ne ars sufletele noi? Și atunci noaptea au pornit înapoi la Ierusalim să ducă vestea bună. Nici vorbă să mai poată dormi cineva. În ce fel este pentru tine, în ce fel ancora credinței tale îți dă astăzi garanția că indiferent pe unde va trece drumul tău în viață, ancora aceasta nu va ceda pentru că ea este prinsă în Domnul Hristos, în stânca veacurilor. Eu chiar vorbeam cu Claudiu, am spus atâta timp cât Domnul mi-a dat un dar care eu trebuie să ajut oamenii, pentru că noi suntem, cum spuneați, mlădița. Dacă nu ne ajutăm unii pe alții, degeaba existăm. Și cred că darul meu este să ajut pe altcineva. Și atunci când darul meu nu va mai fi, atunci când Domnul va spune până aici, mulțumesc pentru că te-ai folosit de ceea ce ți-am dat și ai dezvoltat, cred că atunci va fi finalul la lucrarea mea. Și eu chiar așa cred. Cred că nu ar trebui să ne grăbim. Să spun de ce. Cele mai mari opere ale lui Beethoven au fost compuse de un om surd. Și totuși încă a compus. De un om surd. Și ca să discutăm de un om surd în muzică, mi se pare un zâmbet. Și totuși, ancora noastră nu este legată nici de dar, nici de lucru, ci de dăruitorul cel mare și de acela despre care Biblia spune, zice, cel ce dă sămânță semănătorului. Lucrarea vieții noastre nu va înceta niciodată, chiar dacă va lua o formă sau alta. Dar lucrul cel mai însemnat este ceea ce Biblia descrie cu privire la credință. Deci asta este ca o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu și se ancorează în Hristos. Nu se ancorează în noi ca biserică. Biserica suntem noi, oamenii. Azi credincioși, mâine păcătoși. Ne schimbăm când într-un fel, când într-altul. Azi ne iubim, mâine ne urâm. Nu se ancorează în nisipul valorilor trecătoare, ci se prinde de stânca veacurilor. Hristos Iisus. Ma, în funcție de ce fel de ancoră, din ce material este făcută. Contează foarte mult. Dintre cântecele pe care tu le cânti, care îți mișcă sufletul cel mai profund? Sau ce fel, care e tema care îți mișcă inima cel mai tare? Cred că piesa Doamne fi mărit. Uh-huh. Pentru că versurile, mie mi se par nemaipomenite versurile, să spui că când vezi că totul e nimic și tot ce ai strâns s-a prăbușit, Iisus rămâne în veci. Mm-hmm. Adică orice s-ar întâmpla în viața aceasta, Domnul Iisus rămâne acolo, da. Spuneați. Ce frumos, Luiza, știi ce rugăciune am eu pentru tine? Când va fi nevoie să auzi tu în mintea ta ecoul acestei cântări. Și oamenii care te-au auzit cântând, să le răsune în minte, să ne răsune nouă tuturor, că atunci când toate lucrurile nu vor mai fi, El este același, El este tot acolo și credința ca o ancoră puternică, ancorată de Cel ce este dincolo de perdeaua din templu, nu cedează în furtună, oricât de violent ar fi furtuna aceasta. Știi cum au descris unii oameni, cum le-a fost ridicat sufletul, că și-au adus aminte de un verset și așa mai departe. Unii oameni au devenit creștini ascultând din cântările tale. Am ascultat și unii oameni s-au îndrăgostit de Dumnezeu ascultând aceste cântări și cuvintele pe care le-ai spus. Sunt profund convins, așa cum ai mărturisit la început, că darul tău și slujba ta nu sunt doar expresia talentului, ci sunt expresia crezului tău. Așa. Tu crezi ce cânți. Crezi din adâncul. Tu trăiești, de fapt. Tu trăiești ceea ce cânți. Și de aceea ne bucurăm foarte mult de roadele frumoase pe care le aduce lucrarea ta împreună cu soțul tău, cu care călătoriți și aveți așa frumoase momente cum ați avut aici la Atlanta. Dragii noștri, vrem să vă mulțumim foarte mult că astăzi am fost împreună călătorind pe drumul către Emaus, drumul credinței noastre,
care la un moment dat s-ar putea să intre în ceață, în care s-ar putea să pierdem direcția, dar nu vom pierde niciodată în vecii vecilor atenția lui Dumnezeu. Mama s-ar putea să uite de copil, așa scrie profetul Isaia, dar Dumnezeu de noi nu va uita niciodată. Pentru că El spune, te-am săpat pe palmele mele. Am dorit din toată inima ca Bunul Dumnezeu, împreună cu cuvintele pe care noi le-am citit din Scripturi și le-am discutat, să lase în casele dumneavoastră, ale tuturor și în inimile noastre, o binecuvântare statornică ce să ne însoțească pe drumul vieții și întotdeauna acela care pare singurul străin să ne însoțească cu întrebările, cu discuțiile, cu nelămuririle noastre și El însuși să fie răspunsul tuturor acestor preocupări. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi!